Ba, dacă eu fiind ecoterorist, nu o să mă credeți, v-am dat o citat din două rapoarte, unul al Royal Society din Marea Britanie și unul din un raport al Institutului Geologic Polonez. Între altele, aceste rapoarte au fost depuse chiar de Chevron în procesul pe care îl avem la Curtea de Apel București și care spune explicit lucrul ăsta, că în cadrul fazei de exploatare se face fracturare hidraulică și exploatare experimentală și că se folosesc aceleași substanțe chimice care se folosesc în faza de explorare. Deci este o exploatare la o scară mai redusă. Asta este explorarea, de fapt. În ceea ce privește cadrul legal, legea petrolului spune că în România se exploatează petrol și gaze, în esență, și definește ce este petrolul în stare lichidă și ce sunt gazele. Și în gaze, o să vedeți definiția, nu apar gazele de șist sau gazele neconvenționale. În acordurile petroliere a fost adăugat la lege, în definiția gazului s-a adăugat precum și gazele neconvenționale. Deci guvernul, când a emis acordul petrolier, a adăugat la lege ceea ce el, în mod evident, nu are voie să facă. Guvernul este făcut să execute legile, nu să le modifice. Asta se poate vedea explicit pentru cele trei singurele acorduri petroliere care sunt publice la momentul de față, cele de la, din județul Constanța, de la Adam Clisi, de Vama Veche și Costinești. Pentru acordul de la Bârlad, care privește și explorarea care a început la Pungești, acordul petrolier nu este public, însă Adrian Năstase, într-o declarație pe care o găsiți pe site-ul Camerei Deputaților, din dezbaterea care a avut loc la moțiunea de cenzură împotriva guvernului ungureanu, a declarat că el, prin acordul petrolier pe care el l-a semnat în 2004 pentru zona Bârlad, nu a autorizat explorarea și exploatarea gazelor de șist pentru că legea i-o interzicea. Este declarația primului ministru de atunci care spune lucrul ăsta și spune tocmai nu am autorizat pentru că nu mi-a permis-o legea. În al doilea rând, legea petrolului obligă beneficiarul acordului petrolier să facă un plan de refacere a mediului împreună cu comunitatea locală. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Știm cu toții că peste 90% din fiecare din comunele, din locuitorii fiecarei comune vizate din zona Bârlad sunt împotriva explorării și exploatării gazelor de șist pe teritoriul lor. Și, în fine, probabil punctul cel mai important, Parlamentul European a făcut un raport în 2011 în care a spus că nu există cadrul legislativ la nivel european, nu este adaptat pentru explorarea și exploatarea gazelor de șist, enumără un număr de 9 probleme, care, de 9 lipsuri legislative pe care le găsiți, și care, care cumva recomandă ca înainte ca tot acest mecanism de control al impactului asupra mediului pe care explorarea și exploatarea gazelor de șist le presupune, recomandă să nu se înceapă explorări și exploatări. El nu spune, Parlamentul European, nu trebuie să exploatăm gazele de șist în Europa. El spune, haideți să facem un cadru legal la nivel european foarte bun înainte să facem lucrurile astea. Și un guvern european foarte democratic și european, guvernul Ponta, în mai 2012, la investitură, în fața Parlamentului, a venit cu programul de guvernare și a spus exact lucrul ăsta. Instituirea imediată a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de șist
până la finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european. Deci, din mai 2012, explorarea și exploatarea gazelor de șist a fost interzisă în România în baza acestui moratoriu până la al doilea guvern Ponta, care a uitat să mai treacă această prevedere în programul ei de guvernare. Asta despre la nivelul acordului petrolier. La nivelul acordului de mediu am identificat cel puțin două probleme legale. În primul rând că nu ai voie, conform directivei europene, nu ai voie să împarți pentru o investiție care poate afecta mediul, nu ai voie să o împarți în etape. Trebuie să vii cu o evaluare de mediu pentru întreg proiectul, ceea ce nu s-a făcut, s-a făcut o evaluare de mediu numai pentru faza de explorare. Și în al doilea rând, există în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, când faci raportul de mediu, sunt tot felul de lucruri pe care trebuie să le scrii acolo. Unul dintre cele mai importante care lipsesc este ce substanțe vor fi deversate în subteran. Aceste informații care sunt obligatorii lipsesc din raportul de mediu. În fine, pentru sonda care a fost deja instalată, sau în fine, este în curs de a fi instalată la Pungești, legea construcțiilor spune că trebuie să ai acordul vecinilor în momentul în care faci ceva, vii cu o altă funcțiune față de ce e acolo. Și lucrul pe care, în fine, e deja cunoscut, terenul pe care Chevron lucrează acolo aparține de fapt comunei și în mod ilegal el a fost împroprietărit primarul de acolo cu acel teren. Nu insist pentru că e un subiect care este cunoscut. În fine, ultimul lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție este faptul că pe 13 noiembrie peste 1000 de oameni din Pungești, în temeiul legii 215 administrației publice locale, au depus semnături pentru demiterea primarului. Conform legii, prefectul județului Vaslui trebuie să organizeze un referendum în care, dacă peste 50% din oameni spun că da, primarul este demis automat, de o lună de zile prefectul întârzie să organizeze acest referendum, spunând că nu are timp să verifice corectitudinea celor 1000 de semnături. De la Guvern, Agenția de Mediu, Consiliul Județean Vaslui au încălcat legile naționale. Să vii să spui că e ilegal că niște oameni au dărâmat un gard, e cumva disproporționat față de lucrurile astea.